Cât o minge de fotbal, un bătrân din Bivolari a purtat cocoașă timp de 40 de ani. A mers la medic abia când a împlinit 86 de ani. Doctorul din Bivolari s-a speriat și l-a trimis la Iași. Deși medicii i-au spus că îl operează, pacientul a refuzat. În urmă cu 40 de ani, lui Constantin Petra i-a apărut pe spate o umflătură mică, o malformație cât un bob de piper. Nici când cocoașa a crescut cât o portocală, omul nu a mers la medic. Mea Costica are acum 86 de ani și de ceva vreme umflătura mare cât o minge de fotbal îl ustură. Așa a ajuns la cabinetul medical din Bivolari. Era mic așa, o boghiță. Acum am zis că poate a fost un furung și ceva. Și am strâns tetei. Cred că am 30 de ani, 40 dacă nu cumva. E de mulți ani. Dacă nu mă durut, n-am venit nicăieri. Nici la dispensar nu m-am dus. Că nu mă durie. Puteți sta pe spate? Nu, numai așa stau. Nu mă pot să mă întorc fața în jos, pe spate, nu. Mă ustur acolo înăuntru. Și de cât timp stați numai așa pe o parte? Apoi am vreo 15 ani de acum. Medicii de la spitalul de urgențe și-ar asuma riscul să intre în operație, dar bătrânul s-a obișnuit cu umflătura de pe spate. Este evaluat din punct de vedere imagistic-biologic și va fi internat în clinica noastră de chirurgie reconstructivă. Datorită vârstei și patologiei asociate, precum și a dimensiunilor tumorii, pronosticul rămâne rezervat, fiind necesară o intervenție extrem de laborioasă. Doamne, mulți ani eu nu mai duc de acum. Eu nici nu pot mânca, nici a luat în gură așa, mai stau așa cât a dat Dumnezeu.